Talibanii au cucerit într-un timp foarte scurt marile orașe ale țării din Orient și au răsturnat guvernul fără să tragă nici măcar un glonț în Kabul. În aceste momente, pe aeroportul din capitala Afganistanului, mulțimi de oameni și diplomați se luptă să poată pleca din țară, în timp ce 60 de state le cer talibanilor să lase civilii să părăsească Kabulul. Femeile din Afganistan au început să se teamă din ce în ce mai mult că libertățile câștigate în 2001 vor fi iarăși anulate. Liderii talibani au declarat că vor respecta drepturile femeilor, iar politica noii conduceri a țării va fi ca femeile să aibă acces la educație și la muncă. Însă realitățile din orașele cucerite de talibani și poveștile tulburătoare ale femeilor afgane evidențiază faptul că drepturile și libertățile femeilor sunt trecute prin filtrul politicii noului Emirat Islamic al Afganistanului și anulate acolo unde acestea nu sunt în acord cu viziunea noilor conducători. Iată așadar ce se întâmplă pe scurt în Afganistan și ce a condus la criza la care asistăm azi. Palatul prezidențial din Kabul a fost predat talibanilor după ce a fost eliberat cu câteva ore mai devreme de oficiali ai guvernului susținut de SUA. Talibanii au revendicat palatul cu trei oficiali guvernamentali afgani prezenți, potrivit Al Jazeera, care a transmis evenimentele în direct. Un oficial taliban de securitate a declarat că există o predare pașnică a facilităților guvernamentale în desfășurare în toată țara. Președintele afgan fuge. Ghani a părăsit țara duminică pentru a evita, spune el, vărsarea de sânge. Ambasada SUA este evacuată. Duminică de vreme, două surse familiare cu situația au declarat pentru CNN că planul era de a scoate tot personalul SUA de la ambasada din Kabul în 72 de ore maxim. Câteva ore mai târziu, majoritatea personalului ambasadei SUA fusese mutat la aeroportul din Kabul pentru zboruri în afara țării. Steagul SUA nu mai este peste clădire. Guvernele străine se luptă și ele. Aeroportul a devenit punctul central al multor atenții internaționale pe măsură ce guvernele străine lucrează pentru evacuarea cetățenilor. În urma rapoartelor de focuri de armă la aeroport, ambasada SUA i-a instruit pe toți cetățenii americani aflați încă în țară să se adăpostească la locul lor sigur. Situația de securitate din Kabul se schimbă rapid, inclusiv la aeroport. Există rapoarte despre incendierea aeroportului, prin urmare, se instruiesc cetățenii americani să se adăpostească la locul lor sigur. Cum s-a ajuns totuși aici? Retragerea trupelor americane din țară, după 20 de ani, a deschis o cale clară pentru talibani să preia și să învingă forțele de securitate afgane. Multe orașe importante au căzut fără prea puțină rezistență, inclusiv orașul cheie, Jalalabad, pe care talibanii l-au confiscat duminică. Oficialii Biden recunosc greșeala de calcul. Căderea rapidă a forțelor și a guvernului național al Afganistanului a fost un șoc pentru președintele Joe Biden și pentru membrii înalții administrației sale, care doar luna trecută au crezut că ar putea dura cel puțin câteva luni până când guvernul civil din Kabul va cădea. Acum oficialii recunosc sincer că sunt surprinși de ceea ce s-a întâmplat, de rapiditatea talibanilor. Țara se confruntă acum cu revenirea lor la putere, ceea ce, dacă s-ar întâmpla cum a fost în 1990, ar însemna o deteriorare a libertăților civile, în special pentru femeile și fetele ale căror libertăți au crescut sub guvernul civil. Grupurile teroriste s-ar putea reconstitui în curând. Într-un briefing adresat senatorilor duminică dimineața, președintele șefului de stat major a declarat că grupări teroriste precum Al-Qaeda ar putea să se reconstituie în Afganistan mai devreme de cei 2 ani pe care oficialii apărării au estimat. Situația ar putea avea ca rezultat o amenințare în creșterea terorismului exact când se apropie 20 de ani de la atacurile din 11 septembrie 2001. Alte trupe americane s-au îndreptat spre Afganistan. Secretarul american al apărării a aprobat duminică 1000 de soldați americani în Afganistan, dintr-un total de 6000 care vor fi curând în țară. Misiunea lor principală e asigurarea aeroportului din Kabul. Pașii următori sunt încă în dezbatere. Discuțiile sunt în curs de desfășurare între consilierii de top ai Casei Albe cu privire la modul în care Biden ar trebui să abordeze criza în creștere. Consiliul de Securitate al ONU se va reuni luni. Secretarul General al ONU este așteptat să informeze Consiliul urmând consultări private. În declarațiile de vineri,
Antonio Guterres a cerut talibanilor să oprească ofensiva lor în Afganistan și nu a răspuns direct când a fost întrebat ce va spune celor care consideră că Afganistanul a fost abandonat de comunitatea internațională. Criza se poate adânci din ce în ce mai mult acolo. Există deja rapoarte despre ceea ce talibanii le fac femeilor în zone pe care le controlează acum. Restricționează clar libertățile de mișcare și le forțează să se supună regulilor aspre. În mai multe orașe din Afganistan, fete tinere se înghesuie pe străzi, iar piețele rămân deschise. Numai că femeilor li s-a permis să iasă pe stradă doar însoțite de un bărbat. În alte părți, comandanții talibani au fost mult mai stricți, astfel că în Mazar al-Sharif toate femeile poartă burca, acoperindu-și atât părul cât și fața. Talibanii susțin că nimeni nu e forțat și că pur și simplu așa ar trebui să se îmbrace femeile. Cu toate astea, șoferilor de taxi li s-au dat instrucțiuni clare să nu conducă nicio femeie în oraș dacă nu e complet acoperită. Tranziția către o administrație condusă de talibani a stârnit temeri cu privire la drepturile și libertățile acordate femeilor. Însă purtătorul de cuvânt al talibanilor a declarat că vom respecta drepturile femeilor. Cu toate astea, talibanii nu-și respectă promisiunea de a le permite femeilor să lucreze în zonele care au intrat sub controlul lor. Totodată, studentele și profesoarele care studiau sau predau la Universitatea din Herat au fost trimise acasă de talibani conform relatărilor făcute de jurnaliști și localnici. În Kabul, profesorii și-au luat rămas bun de la elevele de sex feminin, conform mărturilor unui fost delegat de tineret al Afganistanului la ONU. Iată ce transmite o tânără din Afganistan. Ca femeie simt că sunt victima acestui război politic început de bărbați. Am simțit că nu mai pot râde cu voce tare, nu mai pot asculta melodiile mele preferate, nu mai pot să-mi întâlnesc prietenii în cafeneaua noastră preferată, nu mai pot purta rochia mea galbenă preferată sau rujul, nu mai pot merge la locul meu de muncă și nu pot termina lucrarea mea de licență la care am lucrat ani de zile. Mi-a plăcut să-mi fac unghiile. Astăzi, în timp ce mă îndreptam spre casă, am aruncat o privire la salonul de înfrumusețare unde obișnuiam să mă duc să-mi fac manicura. Fațada magazinului, care fusese decorată cu poze frumoase ale fetelor, fusese văruită peste noapte. De altfel, mai multe femei afgane care lucrează în mai multe domenii, inclusiv jurnalism, sănătate sau ordine publică, au fost ucise într-un val de atacuri de când au început negocierile de pace anul trecut între talibani și guvernul afgan sprijinit de SUA. Guvernul dă vina pe taliban pentru aceste asasinate. Pe măsură ce au câștigat controlul în Afganistan, talibanii au început să le oblige pe femei să renunțe la slujbele lor, pe care le văd ca nepotrivite pentru că trebuie să lucreze în prezența bărbaților și cu fața descoperită. Talibanii vor suprima libertățile la toate nivelurile. Femeile și copiii suferă cel mai mult, iar forțele noastre încearcă să salveze democrația. Lumea ar trebui să înțeleagă acest lucru și să ne ajute. Nu mă așteptam că vom fi lipsite din nou de toate drepturile noastre de bază și ne vom întoarce în urmă cu 20 de ani, spune o tânără. Nu mă așteptam ca după 20 de ani de luptă pentru drepturi și libertăți să trebuiască să purtăm iarăși burca și să ne ascundem identitatea.